Bine ați venit la mobilissima.ro, tableta este Allview AX4 Nano, jocul este Batman and the Flash Hero Run. El e folosit mai degrabă să-l promoveze pe Flash, deoarece Batman nu are nevoie de nicio prezentare și acesta este un Endless Runner. De obicei judecăm de aspru Endless Runner-urile, de la Subway Surfers încoace și de la Minion Rush nu prea am mai avut Endless Runner-e bune, în sfârșit avem un titlu rezonabil. Probabil cei de la Warner Bros. Nu și-au dat licența decât pentru un joc destul de ok, pentru a-l include pe Batman și pe Flash. Iată, ca de obicei, schimbăm banda când alergăm, îl folosim pe Batman deocamdată, putem să folosim și pe Flash ceva mai încolo, facem swipe în sus pentru a sări, apăsăm pe ecran pentru a lovi inamicii cu faimosul Batarang, avem chiar și lupte cu un boss, care este The Joker, el vine într-un tank la un moment dat în fața noastră și el schimbă banda, trebuie să ne ferim de el. Și cu fiecare inamic lovit cu acest Batarang câștigăm puncte de experiență. Iată și un scut care ne ajută să trecem peste obstacole. În partea stângă a ecranului vedeți un meter care atunci când se umple apare și Jokerul sau bossul nivelului. O să vedeți că mitologia lui Flash implică, din câte am văzut, ceva maimuțe, gorile. Și el, în loc să arunce cu Bataranguri, va arunca cu mici tornade. Putem să înviem personajul dacă vrem. Avem o grămadă de itemuri de cumpărat. Iată personajele. Îl avem pe Batman clasic, Batman armură cu aripi, The Flash, varianta Wally West, Black Flash, Catwoman în costum purpuriu, The Joker în varianta cu frac alb, Gorilla și regele gorilelor. Putem să cumpărăm și card packs. În acest joc, abilitățile și personajele sunt oferite sub formă de cărți colecționabile de joc. Aici avem și power-ups, pe care putem fie să le cumpărăm, fie să le upgradăm. Obișnuitele în magnet sau sprint și, evident, pack-uri pe bani reale. Iată-l și pe Batman, care o să facă level up dacă mai adună multă experiență. Și hai să jucăm și cu Flash. Iată și alte personaje, gorile, Jokeri, Catwoman și iată-l și pe Flash. Și el poate să facă level up. El va alerga într-o altă lume decât Batman. Batman alergă în Gotham City, iar Flash alergă în pădure printre gorile. Și hai să-l înviem pe Flash, deoarece a murit prematur. Nu o fi el Subway Surfers, dar e destul de distractiv. Și din nou ne-am lovit un copac. Aici avem nevoie de 5 bijuterii pentru a învia. Și așa arată cartea lui Flash. Putem să alegem și o altă carte. Și putem să folosim și gadgeturi speciale. Hai să vă arăt și cu ce poate să tragă în maimuțe Flash. Ne-a lovit un pietroi și trebuie să o luăm de la început. Parcă un pic mai greu gameplay-ul lui Flash decât cel al lui Batman. Și parcă un pic prea voios pentru un joc cu supereroi. Muzica mi amintește de un joc de pe PlayStation care se numea Crash Bandicoot. Nu au apărut maimuțele încă, dar tragem cu mici tornade. Ca de obicei, pentru un Endless Runner, destul de ușor la început. Abia după ce trec primii 2000 de metri sau ceva de gen, începe să fie mai greu. Iată, au apărut și maimuțele. Pentru anumiți inamici mai puternici va trebui să aruncăm cu 2 sau 3 tornade, la fel și la Batman. Pentru anumiți soldați de Jokerului trebuie să folosim mai multe tornade, pentru alții doar una și iată, The Flash s-a lovit din nou de un perete. Vă spuneam mai devreme că nu doar Batarang-ul și tornada sunt singurele arme pe care le avem aici, avem și multe altele. Iată și misiunile, fiecare dintre acestea ne oferă un bonus. Și nivelele pe care le avem, în curând o să mai vină încă unul, în afară de Gotham City și Gorilla City. Iată gadgeturile, tornado pentru Flash. Și aici avem muniție. Cărțile pe care le putem aduna și ele oferite la pachet. Și store-ul pe care l-ați văzut mai devreme. Hai să mai încercăm încă un nivel cu Batman de această dată. Jocul se numește Batman and the Flash Hero Run, tableta este Allview AX4 Nano, rulează jocul fără probleme, după cum vedeți, la urma urmei este doar un Endless Runner. Soldații Jokerului parcă sunt mai mulți decât gorilele, asta e clar. Mai multă acțiune în varianta de gameplay cu Batman. Cu puțin noroc ajungem și la Joker, dar el de obicei ne omoară foarte repede pentru că are un tank puternic, căruia nu putem să-i facem față, mai ales că dintr-o singură lovitură ne-a și omorât. Tocmai a dat un scut, mai sunt și alte power-up-uri pe care putem să le luăm, care ne cresc viteza. Se pare că am rămas fără Batarang-uri, sau cel puțin dacă apăs pe ecran nu se întâmplă nimic, deci mai trebuie să luăm muniție. Bănuiesc că acesta este un element freemium din joc, lipsa de muniție. Partea bună e că Batman atunci când se lovește de inamici, îi va cafti automat. Ne apropiem tot mai mult de Joker până ne-a strivit autobuzul. Îi dăm o notă mare acestui joc în ideea că se întâmplă foarte rar să vedem un endless runner care să fie în sfârșit bun, iar acesta este cu adevărat bun. Batman and the Flash Hero Run primește la mobilissima.ro nota 9,2 din 10 și dacă vi se pare mare, uitați-vă la 99% din endless run-urile din ziua de azi și o să vedeți că acesta este chiar un joc bun, mai ales că avem atât de mulți inamici, nu trebuie doar să sărim din dreapta în stânga și nu se repetă fundalul foarte mult, avem mai ales o grămadă de personaje, putem chiar să schimbăm fundalul de joc, avem Gotham City sau Gorilla City și în curând încă un nivel ni s-a promis, deci gameplay-ul este destul de atractiv, mai ales față de alte endless runner-uri. Am testat la un moment dat recent unul foarte slab, pe o tabletă Evolio dacă nu mă înșel. E bine, lucrurile s-au schimbat acum. Batman and the Flash primește nota 9,2 din 10 la mobilissima.ro, iar tableta poate fi a voastră la un concurs Allview AX4 Nano. La revedere!